Mă bucur foarte mult că discursul de astăzi vine în completarea discursului lui Liviu despre metode pentru a face un public speaking, pentru că această prezentare va critica prezentarea pe care a făcut-o Liviu și viceversa. Vreau să vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit. Vreau să vă spun că timpul vostru, ați rămas până acum, până la sfârșit, se va merita. Pentru că această prezentare este inovată. Această prezentare este pionieră în domeniul vorbitului în public. Practic, astăzi la public speaker, la speaker să vedea, o scrie din tot. Și de ce vă spun asta? Pentru că, în ziua de azi, toată lumea vorbește despre cum să ai succes. Succes financiar, succes de relații, succes de poate de sănătate, succes, succes, succes. Prea mult succes. Eu vreau să vă arăt cum să o dați bani. Bună, nu? Mai precis? Aflați aveați metode mai inventive pentru a o da în bară. Totdeauna se poate da în bară mai bine. Eu am 4 ani de experiență în Oldham Bar. Am aflat metode practice, demonstrate, prin care pot să ai o prezentare de spectacol. Ce ai mai făcut? E bine dacă de la început am bani pentru prezentare. Da, văd că publicul mă susține să la o prezentare. Mulțumesc frumos! Sunteți foarte simpatici. Deja mi-a pierdut și deja am trebuit să mă bun, ok. Sunt foarte curios cât dintre voi ați făcut măcar o dată prezentați la aici. Măcar o dată. Majoritate. Ce v-ați mai ținut prezentați? Cât dintre voi ați ținut măcar pe câteva ori să prezentați la aici? Cât dintre voi ați ținut de fiecare? Eu am ținut de mai multe ori prezente și de multe ori slabe, sper că nu de fiecare dată. Eu acum îmi prezent aceste metode care pentru a da bani. Bun. Și să facem partea aceasta mai interesantă, sunt foarte curios cum ați reușit voi să dați un bani în prezente. Sunt foarte curios. Cine are dat? Nu te-ai pregătit cu ce sunt. Ai fost prea grăbit. Perfect. Mulțumesc că o să descrie bine. N-ai vorbit suficient de tare. Ai avut emoții. Asta e un pic mai spiritual. Asta e de fel. Să vezi cu tine. Eu din partea aceea asta îi mulțumesc. Dacă mă sabotați pe mine, mă sabotez pe voi. Trebuie să plăcut tare. Pe rog? Ai fost mai atent și citit de pe slide-ul pe care s-au pus copilul. Foarte tare asta. Foarte tare asta. Sub o... O să mă opresc aici pentru că sunt prioritar. Sub acronimă, pe Indie, celelalte metode pentru a ține un discurs pe Indie, prima metodă este exact ceea ce-i spus. Adică, PowerPoint-ul este important, nu publicul. Și vă pun prezentarea pentru PowerPoint. Publicul este mai puțin important decât acest lucru. Vreau să vedeți Mulțumesc! Păi, vreau să vă... Yes! Asta!
Bun, e important să te conectezi cu PowerPoint, nu cu publicul. S-ar putea ca de multe ori speakers să vă fi spus, conectează-te cu publicul. Nu te conecta cu publicul, conectează-te cu PowerPoint. Îți spun o metodă genială, genială, funcționează în fiecare dată în care să faceți un adaptare, un discurs pe lui. Acum, ca orice PowerPoint simpatic care are animații, puteți mișcă, este să scrii tot textul pe slide. Bine știi să fii incredibil de plictisitor și de mică și vei face aproape exact pe toată lumea. Să îmi scoată telefoanele mobile și să dea mesaje despre câteva să-i scrie. Este o modalitate fantastică prin care să te asiguri că vei plictisi pe toată lumea chiar înainte de a trece pe filosofie. Dacă nu încolo, ceea ce este nevoie să faceți este să vă conectați. Mulțumesc! Îți face pe toți să te conectezi, o puternică, transmite, îmi face pe ceilalți să simtă. Nu folosiți povești. Nu vrei ca publicul să te ierte. Obiectivul de prezentare este video. Nu folosiți povești este exemplu. Cea de-a treia modalitate vine din categoria fast media. Este genială pentru că, la fel ca atunci când umpli un pahar, noi suntem până la punctul de saturație. Dacă nu există această modalitate, și la zbogul în jur, negativ. Spune cât de rău este. Accidente, spune cât de nașpa este. Atenție, a scris acolo negativ. Nu faceți negativ pozitiv, pentru că atunci este soluție. Nu, negativ. Că m-a ascultat la un moment dat și mi-a spus, genial. A povestit despre sistemul de sănătate din România. Dragilor, mi-a fi înțeles că vreau să fac o prezentare bună despre cum este să fac o prezentare slabă. Mulțumesc. Am ascultat la un moment dat o prezentare a unui colegi de Spania. Nu am numai despre mare. Și această persoană mi-a vorbit despre sistemul de sănătate din România și mi-a spunea că trebuie să dai spală, mintă, medicii nu-și fac bine treaba, cum a fost la medic. Și mi-a spus, știi ce credeți? Mi-a spus că nu se poate schimba. Exact această modalitate a fost dită. Exact la fel. Negativ. Până la sfârșit. Cea de-a patra este tot din categoria cu poveștile, prin care publicul poate să te ierte. Este o modalitate prin care poți să te conectezi aproape instant cu oamenii în fața ta. Cât dintre voi vă doriți să aflați în modalitate cu care trebuie să vă conectați cu publicul? Este ceea ce e exact la felul ăsta. Interacțiune. Și pentru un discurs pe mine este nevoie de interacțiune. Zero. De ce? Pentru că oamenii doresc să obțină valoare. Doresc să ia informații în ție de la prezentarea ta. Sunt în fel la oră de folcăvire. Își doresc să obțină informații în ție. Și dacă tu nu le spui, vor vrea să le spune eu. Și de asta e important să nu le dai cuvântul. Vrea cineva să spune ceva bun la. Nu le iei cuvântul imediat. Să spui tu ce știi prin cuvântare. Nu e în regulă. Vrei cuvântul imediat. Nu interacționa.
S-ar putea să spune lucruri interesante și oamenii să considere valoros acel lucru. Și dacă tu ai un discurs mediocru, poți mai mult decât atât. Poți slab, foarte slab și... Nu se vine mai jos. Mizerabil așa, mulțumesc. Bun. Ce așa ce am o realitate? Este să vă bolosești? Să vă vorbesc tot timpul. Este bine să vorbești în continuu. Pentru că dacă vorbești în continuu cu oamenii, nu vor avea timp să se gândească la ceea ce spun. Orice faci, faci într-o pauză. Nu ne spuneați, faci un ritm. Vorbești în continuu. Tot timpul trebuie să vorbești. Vorbești, vorbești, vorbești. Nu contează că spui la vreau și vorbești. Că nu contează, nu contează că faci un fel de flamaștare, că nu am făcut eu. Trebuie să vorbești, 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 vorbești. Nu are mai niciun timp să se gândească la ceea ce din toate aceste modalități pe care am face prezentare pe lângă, cea de frază este cea mai des întâlnită. Idei cu mai multe într-un timp cât mai scurt. Dacă Liviu spunea că e bine să ai 3 idei masculate, să ai scurtură din 3 idei, e bine, pentru o prezentare pe lângă, optimul este cam de 15 idei principale în 5 minute. Cam 3 idei principale pe minut, 20 de secunde pentru o idee principală. Desigur că fiecare idee principală poate avea mai multe subpuncte, normal. Astfel încât să pot să vorbesc în continuu. Cum e nevoie să vă gândiți la această modalitate? Ca la valiza de bagaj. Ce se întâmplă când avem o bagaj de bagaj? Pui valiza, din ce se pune? Și la un moment dat nu e mai loc. Și acum cu aia ca spun sigur, ca spun sigur, să pun să treacă patru la telefonul patru, dacă se spara pe care zicea, trebuie zi să pune la și pui acolo, pui acolo, pui acolo, astfel încât să ai de trei ori capacitatea bagajului. Și a spus că cum am doar pui picioare ca să poți să închizi geapa. Ce ți-ai luat în este în voie să faci ceva? Asta când vine să te concentrezi asupra tuturor scanelor pe care le duci pe podea, eventual dacă ai scan pe podea, poate am văzut aici cu de scoci. Dacă poate vorbesc cu așa scoci, este chiar incredibil. La un moment dat, va face el ceva, pentru că trebuie să-ți face el ceva. Thank you.